Anul acesta, craiovenii și nu numai, oltenii în general, au la dispoziție mai multe destinații de vacanță decât în anul anterior. În primăvara anului 2022 s-a putut zbura către Egipt, atât în Hurghada cât și în Sharm el-Sheikh. De asemenea, începând cu luna iunie, au la dispoziție Monastir Tunisia, care va continua până pe 28 septembrie, în fiecare zi de miercuri. În marțea, pasagerii au la dispoziție o destinație Rodos din Grecia, la fel, începând cu 14 iunie și până pe 20 septembrie. Miercuri, de asemenea, sunt două chartere care zboară către Antalya. În joia avem destinații către Grecia, Zakynthos, ca destinație către Grecia, Zakynthos, și vinerea încă un zbor către Antalya. Care au fost destinațiile preferate de craioveni vara aceasta? Aproape toate zborurile charter au capacitatea ocupată de 100% sau un grad de 90%, peste 90%, să spunem. Antalya este o destinație având deja 3 tur operatori care operează în acest an către Antalya și este o destinație foarte căutată, în mod special de turiști cu copii. O destinație nouă introdusă este Tunisia, așa cum ne spuneai. I-a atras această zonă pe craioveni? Foarte mult și pasagerii vin foarte încântați din Tunisia. O experiență inedită, prețurile am înțeles că sunt foarte acceptabile. Ce ne poți spune despre alte curse care se operează de aici, de pe aeroportul din Craiova? Există 10 destinații care se operează regulat. Dintre acestea, unele sunt căutate de turiști pentru vacanțe. Avem în Italia zboruri către Roma, Bergamo, Milano și Bologna, în Spania, Madrid și Barcelona, în Franța, Paris, în Anglia, Londra și Birmingham, în Belgia, Bruxelles și în Germania, Köln. Referitor la numărul de pasageri, câți oameni au zburat anul acesta comparativ cu anul trecut? Până la sfârșitul lunii iulie avem deja 243.213 pasageri, comparativ cu anul 2021, când am înregistrat un trafic total de 191.510 pasageri. Deci se vede clar că traficul a crescut. Destinațiile de vacanță, de asemenea, sunt foarte căutate. În anul anterior au avut la dispoziție mai puține destinații de vacanță. În 2021 au fost 18.800 de pasageri care au călătorit pe zborurile charter, iar în 2022 până în prezent sunt aproape 16.000 de pasageri pe zborurile charter. Au profitat oamenii de libertate vara aceasta de faptul că restricțiile au fost ridicate și nu au mai fost atât de multe restricții din cauza pandemiei de COVID? Cu siguranță da, și acest lucru se reflectă și în numărul de mișcări și în numărul de pasageri, care este în continuă creștere. Și în anul 2019, care este un an de referință, lunile iulie și august sunt de obicei cele care au un trafic foarte mare. Și la fel s-a întâmplat și în anul acesta. Deja începând cu luna iunie am reușit să ajungem la traficul din 2019. În luna august, cu siguranță, vom avea mult mai mulți pasageri. Cred că vom depăși 2019. Se mai estimează să se mai introducă noi zboruri din toamnă pe aeroportul din Craiova? Da, noi suntem permanent în discuții cu operatorii aerieni și cu operatorii de chartere, cu turoperatorii, care, văzând că este cerere de pe aeroportul din Craiova, cu siguranță că sunt interesați să aducă noi destinații. Aeroportul Craiova are o arie de captare foarte largă. De fapt, suntem singurul aeroport din țară care avem o arie de captare atât de mare, aproximativ 3 milioane de locuitori.
foarte mulți pasageri, în afară de cei din Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, provin și din Bulgaria, din nordul Bulgariei, dar și din nord-estul Serbiei. Având în vedere că pentru bulgari cel mai apropiat aeroport este Sofia, iar pentru sârbi este Belgradul. Se fac și lucrări de modernizare aici pe aeroport. Despre ce este vorba? Avem mai multe proiecte în derulare. Unul dintre proiecte este de extindere, o investiție a Consiliului Județean Dolj, atât terminalul de plecări, cât și terminalul de sosiri. Sunt în proporție de 98%, 99% finalizate aceste lucrări. De asemenea, s-a obținut finanțarea, după cum știți, pentru un nou proiect de aproape 100 de milioane de euro, un terminal nou, complet utilat, cu toate dotările, cu căi de rulare, platforme și așa mai departe. Încă un proiect de securizare este în derulare, care presupune împrejmuirea perimetrului aeroportului, drum perimetral, sisteme video de supraveghere și mai nou s-a depus un proiect pentru care așteptăm finanțarea pentru achiziționarea 14 utilaje aeroportuare care vor crește gradul de siguranță al aeroportului.